Noaptea muzeelor a fost prilejul perfect pentru a aduce în prezent frânturi de istorie uitată. Ei Ealetul de Timișoara a oferit o lecție inedită despre tradiția frizeriei otomane, transformând seara într-o adevărată călătorie în timp. În primăvara anului 1706, un călător pe nume Hasan a ajuns la poarta cocoșului din Timișoara. Venit tocmai din Constantinopol, Hasan era unul dintre numeroșii bărbieri otomani care își desfășurau activitatea în piețe și porturi. Instalându-se pe un balo de paie, Hasan și-a anunțat serviciile cu mândrie. Vocea puternică că acestuia a atras atenția lui Osman Aga, turcumanul pașei de Timișoara. Intrigat de zarva din apropiere, pașa a trimis-o pe cadâna sa, Hatice, să afle ce se întâmplă. Când Hatice a adus veștile, pașa însuși a ieșit să-l întâlnească pe Hasan. Impresionat de îndemânarea bărbierului, Osman Aga a decis să fie primul care va beneficia de serviciile sale. Allah e mare și bun, nu m-a mai bărbierit pe cap de o săptămână. Hasan și-a așezat clientul pe unul din baloți, i-a legat un șorț în jurul gâtului și a început să-l radă cu grijă. Osman Aga a fost mulțumit de tratament iscusitului Hasan. Noaptea muzeelor 2024 ne-a oferit o experiență autentică, revigorând trecutul cultural al Timișoarei. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să continuați să descoperiți istoria fascinantă a orașului nostru. Povestea continuă și vom prezenta pe rând poveștile altor protagoniști coborâți din istorie, transmit reprezentanții Muzeului Național al Banatului.